2006, după ce am terminat universitatea și am făcut stagiere în SUA, am decis să mă întorc înapoi, să începem cu fratele o afacere. A fost greu, au fost multe dificultăți, informația era puțină și totuși am reușit. Am reușit să realizăm proiectul pe care ne l-am pus. Noi nu folosim insecticide, noi folosim iată buburuză în toate stadiile de dezvoltare, care sunt. Ele se luptă cu afidele, păsările se luptă care sunt cu fluturii. Aceste buburuze noi le folosim pentru a scăpa de afide. Ele sunt răpitoare, ele mănâncă afidele. Dacă am folosit vreun insecticid, ele ar dispărea. În acest DCE noi ne străduim să nu folosim insecticide deloc. Orice implicare a insecticidelor ar distruge și producția totuși este mai curată. Este mai curată și consumatorul până la urmă o să mănânce mai sănătos. Noi suntem aici, aici au fost afide, aici am adus buburuzele care le mulțim pe iarbă și ele deja au consumat afidele. Au consumat și plantele sunt curate. Și noi aici trebuie să avem, cred că mai mult de vreo 4.000 de buburuze, deja ele nu o să aibă ce mânca și o să înceapă a zbura pe în altă serie. La momentul actual lucrez cu Kaufland, în primul rând e foarte comod, eu cantitățile mari și eu regulat, eu diferite mărfuri în comandă din primăvară, cam ce marfă, ce cantitate să aibă nevoie. Și la două zile noi le furnizăm ardei, castraveți, roșii, ius și pe toamnă iarăși avem comandă să avem undeva 70-80 de tone de castraveți și tot atâtea roșii. Le place marfa autohtonă pentru că are gust și mirosul proaspăt. De 2 de zile la Kaufland le-au plăcut foarte tare ardeii noștri roșii, ardei capi, de calitățile gustative, cantitățile care putem furniza, mirosul lor, eu nu știu, față chiar de turșești, cu mult mai gustoasă